să vedem. Ce e asta? Albină solitară? Ia uite. E plin. Și ce tare miroase. Ia uite. Pare a fi un viespe sau ceva. Habar n-am, uite. E plin. Plin, plin, plin. Uite. Și mai micuță. Și ce tare miroase. Dar nu asta am vrut să filmez. Numai asta mi-a sărit în ochi, mi-a tras atenția. Ia să vedem aici. Ia uite aici. Mure înflorit. Ala, să vin albinele noastre. Ia uite. Ce fain. Și pe aici nu știu ce fel de astea, ce flori. Dar murul începe. Uite. Cam asta e. Stupină cu OZN-uri. Ce zice? E bun. Da, și fumul. Completări cu rame. Hai să vedem și temperatura. Duba stă la umbră. Ia. După cum se vede. Salcâmul e gata. De mult e gata. Florile sunt pe jos. Ia să vedem și temperatura la umbră. Uite, 30 de grade, ora 5, seara, după masa. Hai să filmez, cum controlez și eu unul. Asta e mai la umbră. Bercul ăsta. Da, uite, face. Face fain. Că filmez și o să controlez unul și apoi. Aici unul l-am eliminat, că s-o depopulat, au fugit albinele din ele. Cum? Ouă. Doar ouă? Yeah. Hai că iau și eu aici unul la întâmplare. Dăm un pic de fum, mă pun în genunchi. Eu sunt mai bătrân. Așa, și dăm, așa. Hai să vedem ce zice. Ho, ho. Paf. Se vede, nu știu dacă se vede, că mă bate soarele și... Mă bate soarele pe telefon. Prima ramă. Ramă de...
de asta la strot. Trebuie să o completeze. Și aici. Da, eu uat. Nu văd nimic în telefon. Eu uat. Aici văd că a făcut ceva. Ceva botcă de aia, dar-i goală. A, uite. Și matca unde? Unde am văzut-o? Nu mai văd. Ba da, uite acolo. Aici. Faină, faină, faină. Punem înapoi. Așa. Botca cu cupulă de nicot făcut. Cineva spune că ies regine mai mari, mai barosane. O cupulă nicot. Aici deja avem puiet căpăcit. Să vedem dacă avem și pe asta puiet căpăcit. Începe să căpăcească din câte văd. Sau ai puiet vechi care încă nu e clozat. Nu reușesc să-mi dau seama. Nu e nicio problemă, că am văzut matca. Am văzut ouă. Și ultima ramă. O construiește jos, dar de trânturi. Majoritatea de trânturi o construiesc. No, cam așa ceva. Hop. Mai dăm un fum. Să nu piardă gustul. Ce zice? Zice că e bun. Adău. E bun? Nu e bun. De ce? Cum nu e bun? Că eu văd larve care sclipesc. Unde? Pe partea alaltă. Dar nu zic, asta e bun. A, văd. Stai, așa, au, stop. Nu știu dacă se poate vedea. Larvele. Așa. Cum sclipesc, ouă. A, ăla nu e bun. De. Care nu e bun, îi punem o ramă de puiet, de la unul care are mai mult. Și dăm altă celulă. Hop, o bandă. Sper să nu mă ardă la mână. Oxystrip, știți. L-am mai prezentat, Oxystrip. Și o ramă. Să-l completez acolo. Bă, da, rama asta ce e aici cu ea? A fost a mea? Nu, eu am luat-o de la... Nu a fost a mea, așa-i? Lasă că o pun aia. Lasă că o iau eu, că mai mult îmi place aia. Îmi plac ramele astea trisfert. E ceară bio și ceară turnată la cald. Sper să nu se topească la vară. Că am mai avut probleme cu astea turnate la cald. Asta la alta e laminată. O face și pe aia foarte fain. Dar un pic mai încet. Hai să mergem la următorul, mai facem unul. Să vă arăt. Nu mai e. No, eu așa lucrez. Să observă. Șeriful de șerif. Hai să vedem următorul. Un puf de fum. Mai facem și câte un film. Uite, celula cu asta. Cupulă nicot. Da? Deci, regine barosane. Cantitate de lepteșor. Etc, etc. Hai să vedem în primul rând dacă s-o fecundat, dacă e bună. Mă duc direct în centru. Op, scot afară, mă uit în ea, o verific. Să văd dacă s-a eclozat matca. Dar asta trebuie verificat mai repede. Acum cam pe degeaba, că albinele și așa curăță. Mă întorc să-mi bată soarele. Văd puiet căpăcit. Nu văd ouă și larve.
Mă un pic să las, să stau un pic jos. Să pot să țin cu amândouă mâinile. Nu văd. Nu văd ouă. Ia să mai scot o ramă. Mă uit pe următoarea. Am pus-o asta înapoi, o iau pe următoarea. Trebuie să vă las un pic jos. Da. Constatarea a terminat. Aici nu avem ouă. Nu avem regină. Probabil s-o fecundat și o intrat în altul. Sau au mâncat-o prigorile. Sunt mai multe variante. Albinele băzie. Se vede că e polen băgat. E gol pe unde s-o eclozat. Nu au pus nimic înapoi. Dar n-avem nici regen, aici a fost o mică botcă, m-am uitat eu în ea, e goală. Da, cam asta e. Hai să vă arăt ce fac eu la ăsta. Deci care nu am matcă în el. Aveți rame cu puiet careva? Nu aveți. Mă duc la următorul. Mă duc la următorul, nici următorul nu e foarte mare. Deci care îl găsesc, care e o 4 puieți, îi pun un puiet aici, la ăsta. A doua ramă. Hopa! Să vezi că nici ăsta nu-i bun, uite ce am acolo. Mică botcă. Da, îl aud că băze. Ăștia doi unul după altul, nu-s buni. Da, nu-i bun. Și mai are puie ce trebuie să-i clozeze. Da, văd boci, albina agitată. Așa rămâne și asta. Spațiu între el și mă duc la următor. Și vin, îi aduc câte o ramă de puiet. Căpăcit larvar. Cum am, uite că acolo e bine. Acolo văd. Bun, 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 bun. Acolo rău, bun. Na, cam asta e procentajul. Este când sunt 2, 3 lângă o altă răi. 4 câteodată, 5. Cum s-o fecundat. Alte ori sunt numai 2 sau 3 răi pe tot cercul. Cum? Da. Uite acolo. Faină. Faină. Da, cam asta e treaba. Ne pregătim, îi controlăm. Și care-s răi, v-am spus, le mai aduc câte un puiet și o botcă. Altă botcă. Le mai dăm o șansă. Ăștia călalți care-s buni, pe sară, îi ducem la kiwi. Poate o să și filmez un pic. Îi ducem la polenizare de kiwi. Ăsta e bun, ăla e bun. Ăla e rău. Vedeți aici, rău, bun, bun, rău, rău. Așa e, cum s-au fecundat. Da, e ok. Avem un procent de fecundare destul de bun. Iară bun, iară rău. Bun, 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 rău. Și după aia să ia buni. Na, e ok. Merem înainte. Vă salut. Sănătate, toate cele bune.